Localnicii din Voloiaca au participat în număr mare la lansarea candidaților mișcării pentru noul Mehedinți. Oamenii au încredere în Iulia Dragomir, înscrisă în cursa pentru ocuparea fotolului de primar, dar și în candidatul la președinția Consiliului Județean, Mihai Stănișoară. Vor să ajute și comuna noastră. De asta astăzi se află aici candidatul pentru Consiliul Județean, domnul Mihai Stănișoară. Investițiile cu care vine mișcarea pentru noul Mehedinți sunt numeroase, de la transformarea zonei Strehaia într-un pol industrial și până la acordarea de prime pentru tinerii de la sate care se căsătoresc. Pentru cei care locuiesc la țară, vom da o, haideți să-i spunem, o primă, o sumă de început în construcția aceasta a unui cămin trainic de 1000 de euro cu care să-și cumpere animale. Una dintre investițiile pe care oamenii le așteaptă este asfaltarea drumurilor. Aflate în stare jalnică în prezent, ele devin aproape impracticabile de fiecare dată când plouă. Județul Mehedinți așteaptă oameni pregătiți din toate punctele de vedere și deși demonstrează prin fapte ceea ce au făcut în județul Mehedinți că merită să fie în fruntea județului Mehedinți. Sperăm ca totul să se schimbe în bine pentru comuna noastră. O cunosc foarte bine pe Liliana. Am colaborat în ultimii ani. E o femeie energică, puternică și inteligentă. Aveți nevoie de asemenea om care să conducă destinul acestei comuni. Îmi doresc din tot sufletul să-mi continui proiectele inițiate de mine și pe care le-am predat pe bază de semnătură actualului viceprimar, printre care și proiectul pentru asfaltarea drumului din satul dumneavoastră. Dați-i și frâiele comunității și va fi un partener de nădejde pentru mine la Consiliul Județean și împreună vom schimba starea de fapt în comuna dumneavoastră. Numele candidatului la primăria Voloiac din partea mișcării pentru noul Mehedinți, Iulia Dragomir, se va afla pe poziția a doua pe buletinele de vot.